Colegi, prieteni, vă salut! În continuare, vreau să discutăm despre un update, despre o funcție nouă apărută la Facebook. Nu știu dacă ați citit prin bloguri sau dacă ați văzut la voi în pagină acest update. Azi discutăm despre șabloane, așa numitele șabloane Facebook, care ne permit să compunem, să scriem o postare un pic mai structurat, și anume discutăm despre copywriting, adică el ne dă posibilitatea să formăm niște texte folosind șabloanele care ei, după cum povestesc, au testat și cumva reacționa oamenii la structura textului în formatul care oamenii citesc mai bine și ar percepe mai interesant. Pentru asta nevoie să deschideți pagina voastră de Facebook. Eu am deschis proiectul Talmazan School, update-ul dat mi-a venit aici și la mine e deschis prin Business Manager, deci o să vedeți sus și mai jos deja începe nemijlocit pagina noastră. Unde găsim acest update, ce e cu el și dacă ne este nou, util sau interesant? Chiar direct cum se începe pagina, sub cover, posibil aveți așa un banner, un anunțare, o modalitate mai rapidă de a posta. Folosește unul din aceste modele personalizabile care pentru a crea cu ușurință o postare interesantă. Ne dau 3 scenarii, prezintă-ți afacerea, prezintă-ți angajatul și relatează povestea. După ce noi interacționăm cu acest banner, el se deschide în așa format și noi, spre exemplu, spunem, haideți noi să relatăm povestea noastră și spunem, accesați acest model. Mai jos, el ne spune un fel de, asta și-ar fi șablonul despre care noi discutăm. Adică, am pus bazele, adaugă denumirea afacerii tale. Spre exemplu, am pus bazele Talmazan School. Deoarece prezintă motivele pentru care ai început afacerea ta. Deoarece prin acest proiect am posibilitatea să prezint oportunități pentru cei care doresc să știe mai multe despre SMM. Și așa mai departe. Adaug un produs, acest lucru pe care și aici relatat. Sau, spre exemplu, prezintă-ți angajatul. Salut, îmi face deosebită plăcere să vi-l prezint pe angajatul și introduc numele. Pe angajatul Ionel. Cred că ți-ai înțeles logica. Nu am testat încă pe cât de eficient, însă dacă voi sunteți la începuturi, bănuiesc că acest update o să vă fie vă interesant, bănuiesc că dacă nu aveți un copywriter, sau minimum dați la copywriterul vostru să-și creeze așa și el poate șabloane ca să aibă o comunicare mai eficientă. Dacă a fost interesant, scrieți în comentarii dacă a venit vă update-ul, scrieți în comentarii dacă este un update interesant și ce credeți voi despre asta. Până atunci, like-uri și o zi cât mai interesant să aveți.